Deși nu știa să scrie sau să citească, 4 ani la rând a reușit să ucidă fără a fi prins de poliție. Declanșase o isterie pe timpul comunismului, iar Ceaușescu a dat ordine pentru a fi găsit. Haideți să aflăm cine a fost Grigore Uruc. Dar până să începem, dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să aprindeți clopoțelul de notificări pentru a nu pierde niciun episod. Și de ce nu, dați un share și prietenilor voștri pentru a găsi acest canal. Este vorba de un bărbat din județul Buzău, Grigore Uruc, care a îngrozit toată țara. El fiind și penultimul condamnat la moarte din România, ultima condamnare fiind cea a soților Ceaușescu, cum bine știți, pe 25 decembrie 1989. Faptele cumplite s-au petrecut la sfârșitul anilor 80. Grigore Uruc era criminalul care a acționat vreme de 4 ani, iar crimele lui se petreceau doar în perioada dintre ani. Victimele lui erau tineri cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani și erau copii ai străzii. Toată povestea începe pe 2 ianuarie 1985, când trupul neînsuflețit al unei tinere de 14 ani a fost descoperit în interiorul unei centrale termice din Buzău. Se pare că tânăra fusese omorâtă într-un mod brutal. Autoritățile au făcut o investigație și au aflat de fapt că fata era un copil al străzii, iar numele ei era Cerasela Dimineț, trupul ei fiind străpuns de multiple lovituri de cuțit. Atunci achetatorii și-au dat seama că au de-a face cu un criminal căruia îi face plăcere să ucidă. Deși tânăra Cerasela a murit după prima lovitură de cuțit, atacatorul a continuat să o înjunghe și după ce aceasta era moartă. Iar după cum am menționat mai devreme, crima s-a petrecut chiar în noaptea de anul nou. Crima a fost asociată cu numele unui criminal cunoscut care stârnise groază cu câțiva ani înainte. Astfel s-a crezut că a apărut un nou Ion Râmaru. Și dacă nu știți încă cine este Ion Râmaru, am să vă las un link în descriere să puteți găsi și videoclipul cu Ion Râmaru după ce îl vedeți pe acesta. Să știți cu cine era comparat acest criminal. Revenind la cazul nostru, dosarul a fost închis cu autor necunoscut în profida eforturilor anchetatorilor. Chiar Nicolae Ceaușescu a făcut presiuni pentru găsirea criminalului, însă eforturile anchetatorilor au fost în zadar și nu reușeau să găsească nici măcar o informație despre posibilul criminal. Nicolae Ceaușescu de altfel s-a implicat în mai multe investigații, cum a fost și în cazul lui Ion Râmaru sau în cazul Anca. În 1986 s-a petrecut o nouă crimă care a șocat orașul. Tot într-o noapte de revelion, un alt copil al străzii în vârstă de 13 ani a fost găsit mort în apropierea școlii generale numărul 4. Prima presupunere a fost că băiețelul a fost victima unei haite de câini vagabonzi, deoarece trupul său fusese sfântecat de colții unor maidanezi. Și cu toate că inițial s-a presupus că moartea băiețelului a fost provocată de patrupezi, la necropsie s-a stabilit că, de fapt, băiatul sfârșise înjunghiat de mai multe ori. Anchetatorii și-au dat seama că este vorba despre același autor ca și în cazul Cerasela, care se întâmplase cu doar un an în urmă, pentru că era folosit același mod de operare și, să nu uităm, în aceeași zi. Cel mai probabil din cauza că victimele erau copii ai străzii, iar investigațiile nu erau atât de intensificate pentru a găsi autorul. Este adevărat, poate nu aveam nici parte de informațiile care le trebuiau, însă de când am început să mă informez mai mult și am început să citesc mai mult despre aceste cazuri, am observat că în cazurile în care copiii n-au o familie sau persoane dispărute fără familie, oamenii ai străzii sau chiar și oamenii de culoare nu stârnesc atâta interes pentru autorități, pentru a fi găsiți sau pentru a li se găsi criminalul. În anul următor, 1987, poliția era în alertă maximă, fiindcă anticipau deja ce se va întâmpla în noaptea dintre ani. Și din păcate, se pare că au avut și dreptate. Deși se așteptau ca acest lucru să se întâmple, nu au reușit să oprească obiceiul sadic al lui Grigore. Așa că la doar câteva ore după anul nou, poliția găsește un nou cadavru. De această dată este vorba de Cosmin Gruiu,
Un alt copil de 14 ani, care și de această dată era un copil al străzii. El a fost găsit mort înjunghiat cu numai puțin de 24 de lovituri de cuțit. Criminalul din nou nu a fost găsit și iarăși cazul a fost închis cu autor necunoscut. Mai trece un an, Grigore stă liniștit pentru că el făcea crime doar de anul nou. Însă, de fiecare dată când revelionul se apropia, oamenii începeau să se teamă că va apărea un nou cadavru în noaptea dintre ani. Și aveau și motive să se teme. Însă, în anul 1988, criminalul este prins. Oamenii legii au fost mult mai bine pregătiți și mult mai bine organizați, pentru că se așteptau ca ucigașul să lovească din nou. Așa că Grigore Uruc, un țăran analfabet din comuna Țintești, care ucidea din plăcere o dată pe an în orașul Buzău, este prins și arestat. După un filaj la care au participat mai mulți milițieni, dar și procurori, în noaptea dintre anii 1987-1988, Gheorghe Uruc este prins de miliție și arestat. Însă, din păcate, nu a fost prins la timp, înainte de a face o altă victimă. O altă fetiță de 14 ani nu a putut fi salvată, agresorul fiind prins la doar câteva minute după ce a ucis-o pe aceasta. Criminalul a fost găsit vinovat de toate cele patru crime și a fost judecat foarte rapid, astfel că a fost condamnat la moarte și executat în același an, la data de 11 iunie 1988. Atât am avut despre acest caz astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă nu v-ați abonat încă, aveți exact 3 secunde să o faceți. 3, 2, 1. Atât ați avut de făcut, acum nu o să pierdeți niciun episod. Atât am avut pentru voi astăzi, eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!